Universitatea din București este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din țara noastră. Aceasta a fost înființată în anul 1864, pe locul fostei Academii Domnești de la București, de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, care a împărțit Colegiul Sfântul Sava în Universitatea din București și actualul Colegiul Național Sfântul Sava. Până veți ajunge și voi la universitate, aveți de trecut examenul de bacalaureat, așa că haideți să ne pregătim serios cu o nouă lecție. Bună ziua, bine ați revenit la Teleșcoala, sunt Otilia Lazăr, profesoară la Liceul Teoretic Benjamin Franklin. Astăzi ne pregătim la anatomie și fiziologie umană cu rezolvarea unei variante de BAC. Primul subiect începe cu textul lacunar. Gușa endemică, acromegalia, puncte-puncte sunt boli ale sistemului endocrin, am ales eu, răspunsurile corecte sunt scrise cu roșu. Pentru că gușa endemică este o boală a tiroide, pentru că acromegalia este o boală a hipofizei, da, clar că sunt boli ale sistemului endocrin. Aici am fi putut scrie orice, nanism tiroidian, gigantism tiroidian, am fi putut spune diabet zahara, diabet insipid, Basedow Graves. Două afecțiuni ale sistemului reproducător. Iată, am ales anexita și adenomul de prostată. Iată boli endocrine. Vedeți aici, avem mixedemul cu creștere în greutate și lentoare, da, și nu suportă frigul, cu bradicardie. Iată aici gușa endemică, lipsa de iod duce la creșterea glandei în volum. Aici avem o hipersecreție a tiroidei. Dacă la mixedem aveam hiposecreție, la Basedow Graves avem o hipersecreție a tiroidei. Vedeți aici nanismul hipofizar, gigantismul hipofizar, hipersecreția la copil de hormon de creștere. Aici vedeți creșterea extremităților, îngroșarea oaselor lat, extremitățile, nas, urechi, degete, acromegalie. Iată cele două boli ale aparatului reproducător. Vedeți aici anexita, inflamarea ovarelor, observați și a trompelor uterine. Este o boală inflamatorie pelvină. Iată adenomul de prostată. Observați aici o prostată hipertrofiată față de prostata normală. Iată la subiectul 1C avem o variantă corectă de răspuns. Avem funcțiile de nutriție și am ales circulatorul și respiratorul, iar rinichii au ca unitate structurală și funcțională nefronul. Funcțiile de nutriție sunt patru, și anume, aveți aici aparatul digestiv. Deci digestia e prima funcție de nutriție. Sunt digerate alimentele, nutrimentele, observați, trec în sânge, se face legătura cu aparatul circulator. Aparatul circulator preia și oxigenul de la plămâni, da, și dă dioxidul de carbon înapoi la plămâni și apoi substanțele toxice și nefolositoare sunt transportate la cei doi rinichi, uree, creatinină, acid uric, amoniac, pentru a fi eliminate împreună cu surplusul de apă și de săruri minerale prin urină. La relație avem două funcții, și anume avem sensibilitatea realizată de organele de simț și de sistemul nervos și avem mișcarea realizată de către sistemul osos și muscular. Mușchii se contractă, trag de oase, da, consumă energie, deci sunt componenta activă. Oasele sunt componenta pasivă, sunt deplasate de către mușchi. Vedeți aici nefronul, unitatea structurală și funcțională a rinichiului, da? Vedeți aici cei doi rinichi în zona lombară a abdomenului, fiecare cu un milion de nefroni în care se formează urina. Vedeți cele două uretere, da? Care varsă urina în vezica urinară, iar prin uretră este eliminată urina la exterior, proces numit micțiune. Iată formarea urinei aici, aveți primul proces filtrare glomerulară, aici se formează așa numita urină primară, da? Foarte diluată urina primară, 180 de litri pe zi, în timp ce urina finală care se elimină este o urină concentrată, o urină de 1,80 litri pe zi, fără glucoză. Filtrarea glomerulară produce urina primară, reabsorpția tubulară și secreția tubulară, celelalte două procese prin care rezultă urina finală. Componenta aparatului reproducător feminin, am văzut deja ovarele, trompele, da, și uterine și uterul, iar celule cu conuri conțin pigmenți fotosensibili. Vedem aici aparatul reproducător feminin. Vedeți aici ovarul, da, în abdomen,
cu folicul primordial, primar, secundar, terțiar sau de grav sau maturi, care produc ovule, vedeți aici ovocitul, da? Și sigur și hormonii, estrogen și progesteron. Vedeți aici ovulația, ruperea ovocitului din ovar în ziua 14-a ciclului uterin. Vedeți că este preluat apoi ovocitul de către trompa uterină, aici are loc fecundație sau concepție, aici vine spermatozoidul, da, pe trompele uterine. După ce rezultă celula ou sau zigot, ea se divide în două celule, da? Apoi 4, 8, 16, 32, 64 și ajunge în uter unde se implantează, unde se fixează. Nidația este fixarea proembrionului în uter. Urmează sarcina, 40 de săptămâni în care fătul se va dezvolta în uter. Apare placenta, un organ temporar care secretă progesteron, cu rol în menținerea sarcinii, 40 de săptămâni, fătul se dezvoltă, după 40 de săptămâni, nașterea, eliminarea, expulzia fătului din uter prin contracția mușchilor netezei uterului și a mușchilor abdominali. Și ne amintim de hormonul oxitocină produs de hipotalamus și depozitat în hipofiză, care are un rol important în contracțiile uterine. Iată aparatul reproducător masculin, vedem aici testiculele, vedem spermiductele, vedem uretra comună pentru aparatul excretor și reproducător, observăm organul extern, penisul, da? Și vedem prostata, glandă unică, secretă un lichid cu rol în mobilitatea și fertilitatea spermatozoizilor. Iată veziculele seminale, secretă un lichid care hrănește spermatozoizii, care trăiesc 72 de ore, în timp ce ovulul doar 24. Iată glandele bulbo-uretrale cu păr pereche. Femeia are doar glande mamare ca și glande anexe. Ce mai trebuie să știm la aparatul reproducător? Vedem aici acești tubi seminiferi care produc spermatozoizii, componenta exocrină, și vedeți în rest acest țesut, da, roz, da, colorat în roz, celule interstițiale, țesut interstițial Leydig, care secretă testosteron. Ce fac hormonii? Testosteron și respectiv estrogen sau progesteron la femeie sunt cei care ajută la creștere, stimulează creșterea, de asemenea caractere sexuale secundare la femei, dezvoltarea sânilor, la bărbați voce groasă, da, pilozitatea mai dezvoltată, oase și mușchi mai bine dezvoltați decât la femei. Iată circulația. Din ventriculul stâng pleacă artera aortă, da, spre corp cu oxigen. Pe partea stângă a inimii este doar oxigen, pe partea stângă a inimii. Ventriculul stâng, aortă, oxigen spre corp. Se întorc venele cave cu dioxid de carbon de la membrele inferioare, vena cavă inferioară, de la cap, membre superioare, vena cavă superioară. Se întorc cu dioxid de carbon în atriul drept. Din atriul drept, dioxidul de carbon cu sângele, da? Sângele cu dioxid de carbon coboară în ventriculul drept, de acolo urcă prin această, observați, această arteră, trunchiul arterei pulmonare, da? Care se ramifică apoi în pulmonara dreaptă și artera pulmonară stângă spre plămâni. Se face schimbul de gaze și se întorc venele pulmonare aici în atriul stâng cu oxigen. La adevărat și fals, avem trei propoziții, trei enunțuri. Totdeauna două sunt false și ele trebuie modificate astfel încât să devină adevărate. De exemplu, capacitatea pulmonară, observație, suma dintre capacitatea vitală și volumul curent. Iar scheletul uman cuprinde scheletul capului, trunchiului, membrelor, pancreasul endocrin secretă suc pancreatic. Ei bine, prima și ultima sunt false. Observați aici capacitatea vitală. Da? Și capacitatea pulmonară totală. Ni se dă de obicei să explicăm că capacitatea pulmonară totală este mai mare decât capacitatea vitală. Evident este așa, pentru că capacitatea pulmonară totală cuprinde capacitatea vitală și volumul rezidual. Capacitatea vitală, observați că are trei volume, volumul curent, volumul inspirator de rezervă, volumul expirator de rezervă, în timp ce capacitatea pulmonară totală are patru volume, volumul curent, inspiratorul de rezervă, expiratorul de rezervă și rezidualul. Volumul rezidual fiind cel care nu iese din plămâni oricât de tare am expira, oricât de forțat am expira. Nu iese decât la moarte din plămânii noștri. Deci capacitatea pulmonară este mai mare decât capacitatea vitală. Pancreasul este o glandă mixtă ca ovarul, ca și testiculul. Partea exocrină a pancreasului sunt aceștia acini pancreatici care observați că secretă sucul pancreatic, care prin canalul pancreatic principal în acest desen se varsă în duoden, mai există și unul secundar.
Vedeți că aici vine și bila prin canalul coledoc, se deschid în același orificiu, da, canalul coledoc cu canalul pancreatic principal. Deci partea exocrină a pancreasului secretă sucul pancreatic, esențial în digestia intestinală. Vedeți în desen și aceste insule Langerhans care secretă doi hormoni opuși, antagoniști, insulina și glucagonul. Insulina este esențială pentru scăderea glicemiei, singurul hormon care scade glicemia, lipsa acesteia producând diabetul zaharat. Trecem la subiectul al doilea. Prima problemă este problema cu ADN-ul. Vedeți, ni se cer două tipuri de ARN implicate în procesul de sinteza proteinelor și apoi problema propriu-zisă în care ni se dă un ADN cu 204 nucleotide, din care 30 sunt timine. Haideți să vedem tipuri de ARN. Vedeți în această imagine ARN-ul mesager. Iată-l alcătuit din codon, 3 câte 3 aceste nucleotide, da, formează codonii care codifică un aminoacid. Vedem aici ARN-ul de transport care are acest ciot, vedeți, ciot, bucle, da? Trei bucle, nu? Mari. Vedeți zonele acestea bicatenare, observați, cu legături de hidrogen și observați un anticodon aici, un anticodon opus unui codon din ARN-ul mesager. Ce face ARN-ul mesager? Copiază o genă ADN. Ce face ARN-ul de transport? Transport un aminoacid. Ce face ARN-ul ribozomal? Observați aici ARN-ul ribozomal foarte mare, prezent în interiorul ribozomilor, are rol în translație. Mai întâi să ne uităm puțin la structura ADN-ului, observăm cele două catene paralele, răsucite în spirală, legate între ele prin punți de hidrogen. Ne amintim că una are direcție 5' spre 3', ne amintim că cealaltă este 3' spre 5', adică sunt antiparalele. Vedem că adenina se prinde de timină, se leagă de timină printr-o legătură dublă sau două legături de hidrogen. Vedem că guanina și citozina se leagă între ele prin trei legături de hidrogen. Și observăm că adenina se leagă numai de timină, deci numărul de adenine va fi egal cu numărul de timine. Guanina se leagă numai de citozină, deci numărul de guanine va fi egal cu numărul de citozine și toate adeninele adunate cu timine, cu guanine, cu citozine formează ADN-ul. Vedem aici dogma centrală a geneticii, da, sau sinteza proteică. De aici până aici transcripție, rezultă un ARN mesager care a copiat, observați, gena de aici până aici, da, a copiat o genă ADN, doar o bucățică din ADN copiază ARN-ul mesager, doar o catenă. Dacă ADN-ul ar avea 100 de nucleotide, ARN-ul mesager, pentru că are o singură catenă, are 100 împărțit la 2, adică 50 de nucleotide. Prin translație rezultă proteina care observați că este formată din acești aminoacizi. Iată transcripția, observați în interiorul nucleului ADN-ul. ARN-ul copiază o genă din ADN, iese din nucleu și iată se deplasează spre ribozom. Inițial noi știm că era un ARN premesager care pierde intronii, da, și alipește exonii și apoi se deplasează spre ribozom. Ce face la ribozom? Vedeți aici ribozomul cu o subunitate mare și o subunitate mică. Observați cum citește ARN-ul mesager, codon cu codon, da? Primul codon, al doilea codon, câte trei, câte trei, codonii sunt formați din trei nucleotide. Dacă un ADN are 300 de nucleotide, ARN-ul mesager are 300 împărțit la 2, deci 150. Ca să aflăm codonii, mai împărțim o dată la 3. 150 împărțit la 3, am avea 50 de codoni. Pentru fiecare codon vine un ARN de transport, iată să zicem acest ARN de transport, care transportă un aminoacid. Unde? La ribozom. Aminoacizii observați că se unesc, se lipesc unul de celălalt, da, și rezultă o proteină. Câți codoni are ARN-ul mesager, atâți aminoacizi va avea proteină. Acestea sunt cele două etape ale sintezei proteice, care este proprietatea heterocatalitică a acizilor nucleici. Cum se rezolvă problema? Păi ni s-a spus că avem 30 de nucleotide de timină și ni s-a spus că ADN-ul tot a avut 204 nucleotide. Dacă avem 30 de timine, 30 de adenine, pentru că ele sunt egale, le adunăm, rezultă 60 de adenine adunate cu timine, le scădem din total și le împărțim la 2. Și aflăm citozina și guanina. Legăturile duble și triple. Legăturile duble și le vom vedea la adenină sau la timină, nu le adunăm, deci 30. Legăturile triple ori la guanină, ori la citozină, nu le adunăm, deci 72 de legături triple. Ni se cere o secvență complementară de ADN secvenței de mai sus. Iată răspunsul. Vedeți, la guanină am
atașat o citozină, guanina este complementară cu citozina, citozina doar cu guanina, la adenină am pus o timină, iar la timină o adenină. Da? Deci totdeauna sub catena respectivă punem și literele complementare. La guanină vom așeza citozină, la adenină timină. Cerința. Cerința este extrem de ușor de făcut. Cea mai simplă cerință posibilă este să copiați toată cerința, inclusiv răspunsul de dat în problema respectivă. Am schimbat ADN-ul cu ARN-ul, observați aici, cu ARN-ul mesager, iar la răspuns, singurul lucru pe care l-am schimbat este uracilul, pentru că ADN-ul are timină, dar ARN-ul nu are timină, ci uracil. Problema cu sângele. Ni se spune că o persoană nu are aglutinogenele. N-are A, n-are B, deci e zero. Celălalt are ambele aglutinogene, deci are și A, are și B, deci este AB. Cine n-are aglutinogene este zero, cine are este AB. Cum se face transfuzia de sânge? Iată schema compatibilității grupelor de sânge. Vedeți că 0, da, donează la toate grupele, așa cum AB primește de la toate grupele. De ce 0 donează la toți? Nu are antigene. De ce AB primește de la toți? Nu are aglutinine. Cui poate dona? La cerință am pus cui poate dona AB? La AB. Anticorpii. Anticorpii sunt opuși. Dacă avem antigenul A, la grupa A vom avea antigenul beta. La grupa B vom avea antigenul alfa. AB nu va avea deloc anticorpi, iar 0, din păcate, are și alfa și beta. Din păcate spun, pentru că nu poate să primească decât grupa 0. Din cauza că are alfa și are și beta, nu poate primi nici A, nici B, nici AB. Este donator universal, dar nu primește decât 0. Ni se cer, iată, 3 fascicule la subiectul 3. 3 căi de conducere ascendente sau descendente medulare. Și să explicăm de ce leziuni la nivelul segmentului intermediar al analizatorului auditiv afectează funcția de auz. Haideți să vedem căile. Vedeți aici fasciculul spinotalamic anterior pentru sensibilitatea tactilă grosieră. Vedeți spinotalamicul lateral pentru sensibilitate termică și dureroasă. Mai departe o să vedem spinobulbarele, fasciculele spinobulbare care merg la bulb, da, pentru sensibilitate tactilă fină, epicritică. Fasciculele descendente, iată, piramidale, cum ar fi acesta corticospinalul, care comandă mușchii corpului fără cap și gât, da, deci eu dau din mâine acum datorită comenzilor date prin acest fascicul corticospinal. Fasciculele corticonucleare, de la scoarță la, iată, la nucleii nervilor craniei, sunt cei care comandă mușchii capului, da? Mișcăm globii oculari, mestecăm mimica feței, da? Sau mișcăm gâtul cu sternocleidomastoidianul datorită mușchiului 11, de exemplu, sau vorbim, da? Cu ajutorul nervului 12. Deci avem corticospinalele, spuneam, corticonucleare, ca și fibre descendente și tot la fibre descendente extrapiramidale, cele care comandă mișcări automate. Vedem, de exemplu, să spunem acesta, vestibulospinalul, care se ocupă de echilibru, menținerea echilibrului. Vedem analizatori. Nu uităm că ne uităm cu ochiul, dar vedem cu creierul. Deci ochi, nerv, creier. Ascultăm cu urechea, dar auzim cu creierul. Ureche, nerv, creier. De la ureche, de la organul cortic, pleacă nervul și tracturile auditive spre creier și abia aici, în zona temporală, se formează senzația de auz. O leziune în urechea internă, ne pierdem auzul. O secțiune a nervului sau a segmentului intermediar care conduce impulsul nervos spre creier ne duce la pierderea auzului. Un cheac de sânge, un accident vascular pe zona aceasta temporală ne duce la pierderea auzului. În cazul analizatorului vizual, avem în retină receptorii celule cu coni și cu bastona și de aici pleacă, vedeți, toate aceste nervi, da? Vedeți nervii, vedeți chiasma optică unde se încrucișează, tracturile optice, radiațiile optice care ajung pe scoarța cerebrală în zona occipitală unde se formează senzația de văz. Ne uităm cu ochiul, dar vedem cu creierul. Ochi, nerv, tracturi, creier. Dacă retina este distrusă, nu mai vedem. Dacă este secționat nervul sau tracturile, nu mai vedem, pentru că impulsul nervos nu mai ajunge pe creier. Dacă este un accident vascular în zona occipitală, ne pierdem și văzul, pentru că acolo se formează senzația de văz. De senzația de văz nu se formează în ochi, ci pe creier. Ce fac receptorii? Doar transformă stimulul în impuls nervos. Tipuri de contracții. Izometrice, izotonice, ni se dau foarte des.
izometrice. Iată, lungimea mușchiului este constantă, nu se produce mișcare, omul nu poate să ridice greutatea, este prea mare greutatea, contracție izometrică. Izotonice, observați, lungimea s-a scurtat, lungimea mușchiului s-a scurtat, tensiunea rămâne constantă. Deci izotonice, tensiune constantă, izometrice, lungime constantă. Cele care produc mișcare sunt cele izotonice. Iată, analizatorul cutanat ni s-a cerut să facem două propoziții cu fiziologia lui, cu funcționarea lui. Avem receptorii din piele. Sunt receptori tactili, termici și dureroși. Putem da exemplu. Receptorii termici, Krause pentru rece, Ruffini pentru cald. Sau, de aici pleacă nervii spinali și acele fascicule pe care le-am învățat la sistemul nervos. Da, spinotalamic anterior, spinobulbar, da, spre creier. Acolo se formează senzația, aici, în acest gir post-central, în spatele șanțului central Rolando. La subiectul 3, partea a doua, vedeți, ni se cere un suc digestiv care funcționează în stomac. Evident, e vorba de sucul gastric. Gasteron înseamnă stomac. Sucul gastric conține enzime, iată pepsina, am dat ca exemplu, pepsina atacă proteinele sau gelatinaza atacă gelatina sau lapte fermentul la sugar coagulează laptele. Argumentăm că saliva atacă chimic alimentele. Noi ne amintim pâinea dulce, cartoful copt, preparat termic e dulce, nu cartoful crud, nu făina goală, nepreparată, ci pâinea coaptă, da? Deci amidonul preparat este atacat de această amilază salivară sau ptialină până la dextrine și maltoză care sunt dulci. Iată eseul. Ni s-a cerut digestia în intestinul subțire, da? Digestia intestinală. Putem vorbi și despre intestinul gros. Vedeți, în intestinul subțire sunt trei sucuri. Sucul pancreatic, care conține foarte multe enzime, sucul intestinal produs de intestin și bila produsă de ficat. Nu uităm că bila nu conține enzime, are rol în digestia lipidelor, da? Și sucul pancreatic conține enzime, tripsina și chemotripsina, care atacă proteinele, lipaza pancreatică, care atacă lipidele, amilaza, care atacă amidonul. Observați că glucidele își încep digestia în cavitatea bucală, nu există enzime în stomac pentru glucide și se termină digestia în intestinul subțire. Pentru proteine și pentru lipide, digestia începe în stomac și se termină în intestinul subțire sub acțiunea acelor sucuri, pancreatic în principal, intestinal și bila pentru digestia lipidelor care emulsionează lipidele, transformă în fragmente foarte mici. Care sunt produse finali? Dacă consumăm glucide, vom avea glucoză. Dacă, sau fructoză sau galactoză. Dacă consumăm proteine, o să avem aminoacizi. Dacă consumăm lipide, vom avea acizi grași și glicerină. Acestea sunt nutrimente. Acestea trec în sânge și limfă, grăsimile trec în limfă, da, proces numit digestie intestinală, absorpție intestinală. Dacă ați învățat toate acestea, veți avea succes. La revedere pe data viitoare! Prieteni, lecțiile de astăzi au ajuns la final și vă mulțumim pentru că vă pregătiți cu noi pentru examene. Cursurile vă stau la dispoziție și online pe site-ul tvr.ro, dar și pe canalul de YouTube al Televiziunii Române. Ne revedem și mâine, tot de la ora 15, când vă aștept cu alte cursuri la fel de interesante și utile. Zi reușită să aveți!